dragul meu. Ascultă o poveste de General Darry pe care îl cunoști de acum, căci a scris multe cărți pentru tine. Aventurile lui Cipolino, Săgeata albastră și altele. Băiețelul despre care va fi vorba era un călător neobosit. Odată el a nemerit în țara oamenilor de paie. Oamenii se aprindeau foarte repede de la un simplu chibrit și împrăștiau scânde ca niște vulcane mici. Dar nu ardeau mult și se stângeau. Oameni de aceștia nu mi-s pe plac, zise Giovannino și porni iar la drum. A mers cât a mers și a ajuns în țara oamenilor de zahăr. Ce țară dulce era! Și ce caractere delicate aveau toți acolo! Aveau nasuri, urechi și limbi de zahăr, iar vorbele era dulce ca bomboanele. Dar ia spuneți-mi, în creier aveți măcar nițică sare? Nu, suntem numai de zahăr. Atunci țara asta nu-i de mine. Și Giovannino s-a pornit să caute altă țară. Și a ajuns el în țara oamenilor de ceară. Erau moi și leneși. Vorbind cu unul dintr-înși, Giovannino i-a atins nasul. Vârful nasului s-a strâmbat într-o parte și Giovannino l-a îndreptat cu o sfârlă. Omul de ceară nu s-a supărat. Ba, i-a și mulțumit, nu se știe de ce. Ce fel de om ești, s-a mirat Giovannino. Și a părăsit în grabă țara oamenilor de ceară. A ajuns peste o vreme în țara oamenilor de sticlă, dar nu i-a plăcut. Totul se sfârma atât de ușor. Nici fotbal nu chip să joci, s-a gândit Giovannino și a pornit iar la drum. Căci, după cum spuneam, îi plăcea mult să călătorească și să vadă locuri noi. A ajuns în altă țară, a întâlnit iar un băiețel. Bună ziua, l-a salutat acela vesel. Giovannino i-a strâns mâna. Ce bine că nu ești de sticlă, s-a bucurat el. Nici de ceară nu ești? Nu. Nici de gheață? Nu, că mi-e inima fierbinte. Nici de zahăr nu ești? Cu ce e bun, sunt ca zahărul, dar pot să fiu și amar cu cine trebuie. Dar poate ești din paie? Nu, mă aprind numai când e vorba de fapte bune și atunci e greu să mă stingă careva. Îmi place țara ta, a spus Giovannino și s-o porniți-o cu treire în lung și în lat. Dar asta e altă poveste și ți-o-i spune altă dată. Acum îți doresc noapte bună.